S-a stins Dorin Nicșa, un simbol al Corvinului Hunedoara. Vestea plecării sale dintre noi a îndoliat Hunedoara și pe toți iubitorii echipei Corbilor Albaștri. A fost un corvinist convins și a făcut parte din echipa de aur a Corvinului. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Dorin Nicșa ne-a părăsit la 67 de ani, după ce s-a luptat cât a putut cu o boală nemiloasă. Nimic nu anunța această veste tristă. Fanii își aduc aminte de generația de aur a Corvinului, printre care era și Dorin, echipă care a avut o perioadă de vârf între anii 1978-1990. Nicșa a fost un om modest, deloc infatuat, cald și calm, dedicat echipei, orașului și comunității. A răspuns imediat solicitării autorităților de a participa la proiectul de revigorare a Corvinului. Dumnezeu să te aibă în paza lui, Dorin Nicșa.